Bună seara la o nouă întâlnire, de fapt ultima întâlnire din acest sezon al anului 2018, Cafeneaua Complexității Brașov. E un moment, zic eu, plăcut din două puncte de vedere. Odată că am reușit să traversăm o perioadă începând din ianuarie și până în decembrie în care ne-am întâlnit destul de sistematic, în care s-au acumulat deja un portofoliu, s-a acumulat un portofoliu important de idei, de personalități care au venit și au vorbit despre diferite șanse pe care noi le putem avea în etapa următoare. După cum ați văzut, s-a centrat, fără să vrem, pe probleme legate de cea de Industria 4, de ideea asta de viitor, de modul în care am putea să restructurăm această industrie pe care România totuși a avut-o într-o perioadă și, din păcate, a pierdut-o. Putem discuta, putem găsi și vinovați. Pe de-o parte, este tragic să vezi cum o etapă care a format și a structurat o cultură și o zonă pe care în momentul de față o avem ca moștenire și a fost distrusă într-o formă destul de rapidă, dar știți cum e, în fiecare distrugere există și o sămânță de schimbare și de viitor. Poate dacă ne mergea bine, nu ne puneam problema să schimbăm radical modul de gândire, modul de producție, modul de a valorifica bunurile pe care într-un fel sau altul formează ceea ce zicem azi civilizație, că foarte multe lucruri de care, așa zis, avem nevoie, de fapt, în cinstit, dacă ne uităm mai atent, nu avem nevoie. Și atunci s-ar putea ca această distrugere, acest reset, într-un fel sau altul, pe o structură clasică industrială, să fie, de fapt, o deschidere importantă pentru viitor. Trebuie să o vedem și așa. Deci, cam asta este, să zicem, spiritul cafenelei complexității, să adune oameni cu deschidere antreprenorială, cu dorință de a, nu de a specula în sensul prost al cuvântului, chiar dacă pare business, nu de a specula o conjunctură de lipsă, ci a pune împreună valorile locale, în special în cazul de față în Brașov și în împrejurim, pentru a putea găsi elementele care pot fi, într-un fel sau altul, valoare în etapa următoare. Vă spuneam că avem câteva modele importante. Este cartea lui Drăgănescu, Societatea Conștiinței. Este o carte esențială care definește cumva cam singura soluție, singura societate sustenabilă, în sensul profund sustenabilă. Chiar dacă pare utopică, ea este extrem de bine determinată și bazată pe o gândire numită ortofizică, care, într-un fel sau altul, fundamentează, dacă vreți, acele idei din Societatea Conștiinței. Resursa se schimbă, devine mult mai non-tangibil, mult mai puțin materială, modul de producție devine de cu totul alt gen, produsele se condensează, vă spuneam de acea lege a mestei eficienței, materie, spațiu, timp și energie, din ce în ce mai focalizată, din ce în ce mai concentrată, aceeași funcție în mai puțină materie, în mai puțină energie, totul se concentrează din ce în ce mai multe cunoaștere în produse. Și singura soluție pentru a intra și a rămâne pe o piață dinamică la nivel global este tocmai asta, să reușim să înțelegem și să producem în sensul ăsta. Și veți vedea că în cele din urmă producția devine conceptuală, nu materializată. Deci nu mai este accentul pe trudă, ci accentul este pe gândire. Și atunci, dintr-o dată, artefactele devenind produs global, proiectate în România și realizate în diferite alte situații, pot deveni parte componentă de o ecuație economică nouă, în care made in e una și design in e alta. Aici înseamnă că am putea să intrăm, avem fantezie, avem moduri de gândire, avem spații interesante, avem o natură extraordinară, putem să ne concentrăm pentru prototipare, pentru a pune în piață noi idei. Transpunerea o putem face în parteneriat cu diferite alte țări. Ecuația, repet, devine globală într-un alt fel de flux. Așa cum se schimbă curenții în atmosferă și în, eventual în circulația în oceane, tot așa se schimbă și fluxul și circulația în industrie. Depinde de noi să devenim puțin mai proactivi. De aceea, ca de obicei, la sfârșit de an, ne punem problema în două variante. Un fel de bilanț a trecutului, dar mai ales să vedem cam ce se întâmplă spre viitor. Ați văzut și data trecută, problemele de viitor nu sunt banale. Și vă spuneam că noi facem două tipuri de abordări, una de tip forecasting, care înseamnă o extrapolare a istoriei trăite cu date statistice și cu funcții matematice care fac o predicție
Și există și alte situații și alte metodologii care încearcă să înțeleagă și să definească diferite variante ale viitorului posibil, care ar fi acel foresight. Singurul prieten și în același timp specialist în domeniu, cu atestat în străinătate, cu doctorat în străinătate în domeniul ăsta, îl vedeți aici pe o ipostază extraordinar de interesantă, să vă povestească și istoria acestei poze, este prietenul meu, Doru Păgoreanu, care a venit de îndepărtare, pe o vreme destul de delicată, cu incertitudine, traversând Oituzul, din nordul Moldovei, pentru a sta de vorbă cu noi. Așa că îi mulțumesc mult și îi dau cuvântul pentru a vedea ce înseamnă cu viitorul ăsta tulburător. Mulțumesc că ai venit și multă bucurie mai departe. Sunt încântat să fiu în această seară în mijlocul dumneavoastră. Într-adevăr, parcursul meu este atipic. Am fost ofițer de carieră, am făcut liceu militar la Câmpul Lung Moldovenesc. Acolo, când am intrat, comandantul a adunat toți cei care au intrat la liceu și le-a spus: vedeți, eu am o Dacia 1100, pot să o fac praf, am o casă, pot să ia foc, dar ce îmi rămâne în cap nu-mi anime. Și asta a rămas în firea mea și am rămas impresionat de acest punct de vedere care mi-a marcat viața. În această seară o să încerc să plonjăm, dacă vreți, în analiza viitorului, pentru că data trecută domnul academician a făcut referiri foarte interesante asupra viitorului. Continuăm, pentru că este un lucru extraordinar de interesant. Pentru aceasta voi face în prima parte câteva referiri la conceptul de viitor și la modul în care omenirea a gândit viitorul și timpul. În al doilea punct de vedere, o să vă vorbesc despre un domeniu foarte interesant care se numește prospectivă. Foarte multă lume nici nu prea a auzit de acest termen, din păcate. O să detaliez și acest lucru și în final voi vorbi despre școala românească de prospectivă. Suntem într-o paradigmă în care putem să spunem că viitorul este strălucitor, așa cum ținem minte cei mai în vârstă cu viitorul luminos. Eu am spus că este o gândire comunistă, dar am găsit și oameni politici americani care exact aceeași sintagmă au folosit-o. Viitorul luminos. Dincolo este varianta, să spunem, negativistă, fără niciun viitor. Sau pur și simplu bagatelizăm ce un club de fotbal viitorul. La Dorohoi, de unde sunt, erau două cooperative, una se numea Sporul, cealaltă Viitorul. Și românul, cum este inventiv, a spus așa: Sporul n-are viitor și Viitorul n-are spor. Ce este timpul? Pentru că viitorul este o parte a timpului. Solomon Marcus are o carte absolut fascinantă, Timpul, în care, de fapt, nu vorbește despre timp, ci despre timpi. Tipuri de timp. Și iată că spune că aceasta este o categorie de identitate, un concept care nu poate fi definit. Nu este singurul. Mai sunt și alte concepte care sunt greu de definit. O să ajungem la câteva concepții. Rădăcinile privind concepția timpului sunt foarte vechi. Din cele mai vechi timpuri, poate înainte de istorie, da? Oracolul din Delphi, Sfântul Augustin, Mircea Eliade și filozofii care au făcut curentul fenomenologic. Este o trecere de la sacru la profan, deși sacru este în fiecare zi la noi, pentru că dacă vă întreb ce dumneavoastră ce zodie sunteți? Capricorn. Capricorn. Dumneavoastră?
La mine în familie, leu, 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 eu sunt berbec. Deci, trecerea de la sacru la profan. O să vedem timpul. Mircea Eliade vorbește despre timp ciclici și timp liniar. Timpul ciclic este un zeu sau un erou fondator a unei civilizații, își face ciclu vieții sale și se reia. În această ciclicitate nu există viitor. Și el spune că vechile civilizații nu aveau acest chiar termenul de viitor. Dacă vă uitați și în gramatică, o să vedeți că trecutul este foarte bogat. Avem tot felul de timp la trecut. La viitor este viitorul simplu compus plus viitorul trecut. Interesant că, deși este liniar, și o să discut de ce este liniar, pentru că marele religii monoteiste deschid timpul. Este un început și un final. Să nu credeți că treaba cu ciclicitatea e așa simplă și toată lumea este încântată de civilizația Maya. Ei au un calendar extraordinar de complex. Nu am să intru în detalii, dar este un calendar anual plus un calendar de ciclu lung. Da? Și toată lumea a fost foarte încântată. Vai de mine, 2012, sfârșitul lumii. Sărbătorim 4 ani de când a fost sfârșitul lumii, nu după. Dacă vi se pare complicat, hai să vedem la hinduși. Deci, un an de-al nostru este undeva aici, da? Un an uman, da? Este egal cu o zi Deva. Deva nu sunt niște zei, cum ne credem. Sunt alte ființe. Dar iată că un an, o durată de viață a unui Deva este un Mahayuga, care este 12.000 de ani divin și egal cu 4.320.000 de ani umani. Cam tăia cu amețeala. Asta este la Deva. La Brahma se complică și mai mare. Este halucinant, este logaritmic aproape. Ajungi la o zi din viața lui Brahma, 1.000 de Mahayuga. Unde sunt 8.000 și ceva de miliarde de ani. De ce le-o fi trebuind așa ceva? Problema interesantă nu este asta, că ne ducem în timp extraordinar de mult, ci faptul că se coboară până la nanosecunde. La ce le-o fi trebuind lor nanosecunde? Când nici nouă nu ne trebuie acum. Nu știu. Nu pot să vă dau un răspuns. Deci ciclicitatea este, poate fi cât se poate de mare. Sau enormă, care avem și noi ciclu. Totdeauna am pus problema. Măi, alte civilizații, dar la noi, ce se întâmplă? Iată, hora. Pentru că termenul de oră vine de la această hora, care este o împărțire a zilei. Din preistorie. Colacul, nu întâmplător. Colacul, vedeți că este împlițit în două. Este cât se poate de... la nuntă, la înmormântare, colac. Are un sens foarte vechi pe care noi l-am uitat. La fel ca și mărțișorul, pentru că este simbolul feminin și simbolul masculin. M-am întrebat totdeauna de ce suntem la apropiere de sărbătorile de iarnă. De ce sunt mascați ăștia? Am întrebat pe cineva care este etnolog și mi-a spus, păi mascați ăștia, de fapt, sunt duhurile rele și la sfârșitul anului, anul, cosmosul se destructurează. Acești demoni, sau mă rog, aceste duhuri rele ies. Cum se repune în ordine cosmosul? Cu calul. Dansul calului simbolizează ordinea. Și acum aici o chestie foarte interesantă. Vedeți că iuții au aceste banderole. Iată și călușarii, numai că asta se face într-un alt
timp al anului. Și aici spuneți-mi de unde scălușarii ăștia. Din Anglia. Foarte interesant. Englezii nici nu știu de unde au venit acești călușari. Ei spun Morris Dancers. Iată de unde au venit. Sunt niște straturi foarte vechi pe care noi le uităm. Pentru că vorbim de zodii, da? Spunem, vai săracul ce soartă a avut. Este precreștină soarta, moirele, parcele. Cronos este prima imagine a timpului care își devorează fiii. Interesant. Nu există un zeu al viitorului, pentru că discutăm de viitor. Nu există un zeu al viitorului. Viitorul este un atribut al zeilor și o să revenim. Cronos este povestea lui Zeus care, iată, aici este Delphi, o întreagă poveste în jurul acestui. Eu mi-am pus problema din punct de vedere strict militar. Pentru că procesul de luare a deciziilor strategice trecea pe la Delphi. Pe la... De ce? Pentru că o să vedem cât de greu este să iei o decizie. La Delphi este ceea ce se spune buricul pământului, omphalos. Punctul zero. Exact orice sistem de coordonate are un punct zero. La Delphi. Nu este singurul. Vedem și la Ierusalim, vedem și în Thailanda și la Pekin. Chinezii spun că ei sunt Imperiul de Mijloc. Toți ceilalți sunt o periferie. Din punct de vedere geopolitic este, se vede. Ei nu-și pun problema să cucerească pe alții pentru că ei sunt centrul lumii. Centrele lumii se mută. Veți găsi astfel de omphalos în variantă modernă la Paris, turnul Eiffel. Veți găsi același omphalos, dacă vreți, la Washington, într-o altă formă. La Dorohoi, în centrul orașului, este statuia, pentru că este anul centenar, este statuia soldatului român. În jurul acestui punct zero este primăria, biserica, școala, judecătoria. Așa este. Tot orașul este în jurul acestui punct zero. La cei care au fost la Mărășești. Discutam despre timp. Solomon Marcus are o listă întreagă de abordări ale timpului. Solar, astronomic, entropic, subiectiv, timpul vârstelor, economic. Cartea este fabuloasă. O citesc de fiecare dată de plăcere și este una din cărțile care mi-au marcat evoluția. M-au fascinat. Mai are și paradoxul. Aici un paradox. Este cafeneaua complexității? A, este cafeaua. A, unii ghicesc în cafea, nu? Iată o concepție coerentă asupra timpului la români. Este Voronețul, toată lumea spune, e albastru de Voroneț. Dar este scena judecății de apoi. Nu ne uităm la toată această scenă de aici în jos, care este lumea noastră. Ne uităm aici, în această zonă. Ce vedem aici? Vedem zodiile. Creștinismul nu acceptă zodiile, da? Dar este simbolul vremii. S-au terminat vremea, s-au terminat veacurile și se strânge timpul. Colinda care se cântă acum spune... Căci s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. În centru este Dumnezeu, se deschide această poartă pentru toată această lume și ne dăm seama că dincolo este și o lume și mai mare. Bineînțeles că acolo la judecata de apoi sunt și decidenții vremii, inclusiv Mehmet, am văzut. Și fascinația este și mai mare că mai întâlnim la Voroneț înțelepții antici. Toată lumea acum are tendința să spună, a, noi am fost la periferie,
N-am înțeles. Ia uitați. Pitagora, Socrate și o regină, Sivila. Voi, prin rotacest, mă ajunge B. Nu? Este, de fapt, Sibila. Ce este o Sibilă? Trecem. Toată lumea spune, Voronețul este Capela Sixtină. Hai la Capela Sixtină să vedem ce e acolo. Surpriză! Avem Sibile de jur împrejur și profeți. Sunt profeții creștini și Sibilele care sunt înainte de creștinism. Ce importanță are asta? Faptul că, iată aici imaginea asta, toată lumea știe că este creierul în secțiune, chiar foarte precis. Dar iată că nu este singurul. Ce știau ei și nu știm noi astăzi? Iată, profeți și Sibile. Ce spune Eliade? Eliade spune că acești profeți, unii au scris, alții n-au scris. Este, acești profeți sunt în legătură cu faptul că, datorită lor, neamul lui Israel a rămas ca o identitate separată, pentru că altfel intra în masa celorlalți. Când era bine, treceau la diverse religii politeiste. Când era rău, domnul academician Simeon a spus într-un interviu că Moise i-a ținut 40 de ani în deșert, deși erau numai 3 săptămâni de mers pe jos până în Țara Sfântă sau promisă. Dar pentru ca toată generația care a trăit în sclavie să nu mai fie. Și a dus o generație nouă. Discuția a fost că și noi mai avem încă vreo 10 ani până când o generație pleacă și rămânem alții noi. Am pus problema asta din punct de vedere militar pentru că, de fapt, oracolul din Delphi a fost o instituție de luare a deciziilor strategice. Dincolo de treburile strict personale. Dacă grecul de rând își lua vacă, se ducea și întreba. Dar toți au faptul că decizii strategice au schimbat fața lumii, trecând în procesul de luare a deciziilor prin oracolul din Delphi. Iată, Sibilele, în varianta lui, este Sibila Delfica din Delphi. Multe sunt Sibila Cumana, probabil se referea la nord. Nu au fost singura la Delphi, au fost mai multe zone. De ce se face acest lucru? Din punctul meu de vedere, este un punct de vedere pe care vreau să-l justific puțin. Cel care conduce trebuie să ia decizia de viață și de moarte, așa cum spune Sun Tzu, războiul este un lucru de viață și de moarte al statului și, atenție, este un mijloc de rău augur. Treburile astea au fost spuse pe vremea lui Burebista, scrise pe vremea lui Burebista. Deci primul mare strateg a scris așa ceva în China pe vremea lui Burebista, dar înaintea lui a fost Lao Tzu, filozoful, care a spus că împăratul nu guvernează și că el este cel care stăpânește sub cerescul. Deci iată că sunt două lumi care sunt clar delimitate. Am spus că se evită responsabilitatea unică. De ce eu să fiu vinovat pentru cazul în care pierdem războiul? Și atunci apar proceduri democratice. Facem clanul războinicilor și democrația are rădăcini militare, mergem la război sau nu mergem? Mergem. Bun, atunci răspundeți și voi, pentru că ați fost de acord cu mine. Legitimarea acțiunii. Ați votat și hai să vedem ce spun zeii. Sunt acum niște filme coreene și se pune problema ce spune templul. Deci peste tot a fost acest mecanism
de luarea deciziilor. Voința umană urmează voința supremă sau divină. Urmează interpretarea semnelor divine, o să discutăm. Este o responsabilitate colectivă sau o responsabilitate transmisă dincolo de înțelegerea umană? O să spuneți, bine, domnule, suntem în secolul 21. În 2008 eram la Paris, la Ecole Militaire, și au fost inundații în Myanmar. Timp de 3 zile, autoritățile n-au făcut niciun gest. Nimic, nimic, nimic. Francezii au trimis un vas de război plin cu pături, cu paturi, cu mâncare, cu ajutoare, și alte națiuni nu au mișcat deloc. Și am întrebat, ce se întâmplă? Un ofițer francez care cunoștea realitatea de acolo a spus, pentru că șeful huntei militare ascultă de un vraci. Deci în secolul, dacă vă mai spun că am văzut pe net acum că rachetele Iskander sunt date cu aghiazmă de către preoții ruși, nu chiar așa de... Bătălia de la Salamina, din punctul meu de vedere, este un moment de schimbare și putem să-l considerăm de război hegemonic. Pentru că Marele Imperiu Persan va fi înfrânt. Atenienii au trecut pe la Delphi, prima reacție a fost fugiți. Asta a spus oracolul. Nu s-au mulțumit. Au venit a doua oară și au spus alergați la zidurile de lemn. Au transformat, și aici este o combinație extraordinară între analiză, logică și utilizarea acestor mijloace. Și trei erau oameni liberi, cei care luptau. Au mutat toată Atena la Salamina, că este localitatea Salamina, și pentru că grecii erau mai buni pe uscat, au dat o luptă pe uscat pe mare. Pare paradoxal, dar pe triremele lor au pus platforme, au urcat infanteria hoplită, hopliții infanteria grea, și au bătut pe persani. Împăratul persan era pe un promontoriu, se uita ca la fotbal. Dar gândiți-vă că invazia a fost pe aici, pe undeva, s-a făcut pod de vase la vremea aia, nu s-a mai făcut niciodată, nici acum. Construcție faraonică. Și a fost înfrânt. În cazul acesta urmează contraofensiva, cum spunem noi, pentru că urmează Alexandru cel Mare, după aproape 100 de ani. Alexandru cel Mare, aceeași situație. Se duce la oracolul din Delphi, Sibila nu vrea să-i spună nimic, el o ia de păr cu foarte mare violență și ea spune, nimeni nu poate sta în cale, și le zice, mulțumesc, mi-ajunge. Și iată ce s-a întâmplat, până unde a ajuns. Dar există acele, noi spunem acum wild card sau lebede negre. Este un moment în care toată această construcție elenistică sau această cucerire putea să fie egală cu zero. Pentru că la bătălia de la Isos, de la Granicos, mă scuzați, un călăreț persan a fost în momentul să îi dea cu toporul, să-l umoare pe Alexandru, și Cleitus i-a tăiat mâna persanului. Dacă a fost o chestie de milisecunde, nu de alea de la hinduș, ce s-ar fi întâmplat? Totul dispărea. Iată o chestiune banală în aparență. Și iată că profetul Daniel scrie despre un rege viteaz care va stăpâni și care va fi sfâșiat și se va împărți la alții decât la aceea, dar zice că în patru bucăți. Exact așa s-a întâmplat. Știți povestea lui Alexandru. După rămâne imaginea sau ideea care perpetuează până în zilele noastre de imperiu. Dar ideea de imperiu este contracarată de o altă paradigmă și iată Sfântul Sisoie la mormântul Alexandru cel Mare, astfel trece gloria lumii. Este un alt punct de vedere, de la cuceritor la cel care cucerește fără luptă.
este o expresie la îndaua de jing în Calea și Puterea, spune virtutea superioară lucrează fără luptă. Mult timp n-am înțeles cum vine treaba asta, dar este fascinantă. Virtutea superioară lucrează fără luptă. Era o discuție înainte, dumneavoastră a spus, iată, vremurile grele creează oameni puternici, se creează timpuri bune, timpurile bune creează oameni slabi și ciclul se repetă. Există o ciclicitate. O altă profeție interesantă. Cresus, dacă vei trece râul Halis, vei distruge un mare imperiu. Era vorba de al său. Pentru că răspunsurile erau, într-adevăr, cum spunem noi, sibilinice, nu erau foarte clare. Așa se întâmplă și cu Cezar. În Roma antică existau turnate în metal, ficat în formă de ficat, în care se putea învăța cum să ghicești în haruspiciile, asta făceau, ghiceau viitorul în organele animalelor. Interesantă legenda. Și ajungem la Sfântul Augustin. Noi spunem fericitul Augustin, ortodox și catolici spun Sfântul Augustin. Ce este timpul? Dacă mă gândesc la timp, știu despre ce este vorba. Dacă mă întreabă altcineva, nu pot să explic. Această idee filozofică se duce până în zilele noastre. Și Solo Marcus o reia și a zis că nu putem discuta despre timp. În acest context o să discutăm și despre viitor. Viitorul am spus că apare ca un final a unui ciclu. Un singur început și un singur sfârșit. Da? Am văzut și la Voroneț. Iată, Albert Duher îi desenează pe cei patru cavaleri ai Apocalipsei, care vin înainte de finalul. Sunt tipuri de morți. De boala sau ciuma, da? Războiul și moartea, tot așa, prin boală. O altă cale prin care vedem sau există, prefigurează prospectiva, sunt utopiile. De la Platon, Republica lui Platon, la utopia lui Thomas Morus. Utopia înseamnă utopos, fără loc. Fără loc. Mai sunt ucroniile, fără timp, și diacroniile, care arată un viitor sumbru. De la aceste utopii se trece la literatura științifico-fantastică și toată lumea din România cunoaște pe Jules Verne. Dar mai este un autor, Robida, care imaginează războaie viitoare. Interesant că temele și a lui Verne și a lui Robida sunt orașul, și iată că viitorul va fi citadin, și războaiele cu diverse, eu știu, mijloace care nu erau la vremea aceea. Filmele science fiction sunt o continuare. Imaginea este extraordinară după un cataclism nuclear. Amuzament cu congelarea e amuzant cu lui de Funé. Și aici, la Terminator, este ceea ce acum începe să fie discuția foarte amplă despre inteligența artificială. Ea a fost gândită ca o ficțiune dramatică. Chestia cu cucerirea spațiului, de fapt, multe din scrierile științifico-fantastice și din utopii sunt, de fapt, reacții la realitatea
în care era autorul. Foarte interesant. Poate fi abordat și filozofic viitorul. Și am aici Immanuel Kant, Spre pacea eternă. Mi-a plăcut foarte mult titlul și când am citit, am constatat că, de fapt, titlul provine de la o crâșmă olandeză în fața unui cimitir. Interesant. Dar aici vorbește ca una din căile de a avea pacea eternă, de a desfința toate armatele. Ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Fenomenologia ființă și timp, Heidegger, este contestat pentru că a avut, cât se poate, a mers pe idei naziste, dar filozofia lui este cu totul altceva. Nu mai îndrăznește să spună Dumnezeu, spune ființa supremă. Noi, ca spune, devenirea într-o ființă, e cu totul alt concept. Foarte interesant. Eu am început să citesc cartea asta când eram locotenent, n-am putut să o citesc, n-am înțeles mai loc la vremea aia, acum sper să o reiau. Gaston Berger este un filozof francez care pune bazele prospectivei din punct de vedere al școlii franceze. Teoria este ca teoria, dar practica ne omoară, da? Când totul merge și nu știm noi de ce merge. O să dau două exemple despre nevoia de a anticipa. Un prevăzător, Jean-Baptiste Colbert, marele ministru de finanțe al regelui Ludovic al XIV-lea, cred că, a gândit așa, să planteze suficient stejar pentru ca marina regală să aibă suficient lemn pentru nave și să-și asigure ceea ce se cheamă supremația maritimă din punct de vedere militar. După 200 de ani, pădurea Tronse există și în zilele noastre, dar marina nu este regală, este republicană și nici navele nu sunt de lemn. Sunt. Iată că prevederea nu este de ajuns. Un alt exemplu este cazul tancului Leclerc. Exista concepția că țările tratatului de la Varșovia vor da o lovitură traversând Europa pentru a ajunge undeva în Spania. În concepția NATO de atunci trebuia oprit undeva în Franța și Franța cu toate celelalte țări trebuia să dea o contralovitură cu tancurile, cum am învățat după principiul lui Clausewitz. Fac o paranteză, Clausewitz a scris despre război, dar foarte aproape de teoria fluidelor. Poate fi înțeleasă ca un proces. Bun, francezii au făcut tancul Leclerc, i-a costat vreo 8 milioane de euro bucata, cu concepție 10 ani, cu execuție, cu încercări, cu tot. Și au spus că le trebuie, au calculat, ei trebuie 1700 de bucăți. Tancul există și acum. Ce s-a întâmplat? Când se dea în producție, s-a prăbușit URSS-ul. Și atunci a fost, cum spune francezul, un grand bagar, o ceartă între Ministerul de Finanțe, care a zis, vă dăm bani, pentru ce vă dăm bani, că nu mai aveți nimic, și ăștia dați-ne bani să facem că avem nevoie. Și o parte din tancuri au fost vândute, nu știm unde, dar în Arabia Saudită. Și în prezent Franța are în jur de vreo 450 de tancuri Leclerc. Foarte bune, de altfel. Dar iată, dacă judeci numai în cutia ta, ce se poate întâmpla? Aici n-ai nicio legătură cu ce se întâmplă la noi. Deci, la ce timp este fraza într-o zi țara noastră va ieși din corupție? La viitorul imposibil. Așa ceva m-a amuzat și pe mine cu... Sunt mai multe abordări ale viitorului.
Avem un viitor politic și o să vedem că partidele au tendința de a confisca viitorul. Noi facem viitorul. Voi ne urmați. Economic, surse de energie și materii prime. Aici este clubul de la Roma cu limitele creșterii. Primul a fost un întreg scandal pentru că nimeni n-a vrut să conceapă că se termină surse de energie și materii prime. Sunt tehnologic și discutăm acum de inteligența artificială și mai sunt și altele. Global, regional, național, personal, filozofic, am vorbit, moral. Moral. Am uitat să vă spun, deci în horă, inițial, erau primiți numai cei care erau acceptați din punct de vedere al profilului moral. Cei care nu respectau morala, nu erau primiți în horă. Interesant. Aici am găsit. Moldova are viitor, scrie Igor Dodon. Nu ne mai furați viitorul. O să vedem că nu-ți fură nimeni viitorul. Interesantă această imagine în care parcă sunt frați. De ce toți arată aceeași direcție pe aici, numai eu știu pe unde să mergeți și de desubt știm foarte bine că sunt milioane de oameni de morți care au urmat și consecințele se mai simt și în ziua de astăzi. L-am cunoscut pe Nicolae Dabija, academician moldovean, și discuta cu cineva, a spus, măi, dar eu spun, eu nu suport românii, dar de ce? Păi zice, l-a bătut pe tătuța, jandarmul român. Și da, tătuța unde acum? Păi l-a împușcat ruși. Viitorul tehnologic. Iată că roboții erau și pe vremea când eram noi tineri și eram extraordinar de încântați de Minitehnicus, dacă vă mai duceți aminte. Viitorul tehnologic nu este suficient. Am văzut o imagine în Coreea de Sud. Fiecare om în parte avea un mic device și făcea ceva acolo și într-o piață foarte mare, cel care făcea reportajul a spus, zice, sunt într-o mulțime, dar mă simt foarte singur, pentru că fiecare era în device-ul lui. Interesant. Trebuie să ne gândim, mire, ce se întâmplă cu tehnologia. Viitorul ca agent de vânzări, pentru că sunt foarte mult, se vinde. Viitorul se poate vinde. Așa cum mai găsiți de foarte multe ori, calitate germană, precizie elvețiană și așa mai departe. Sunt niște paradigme care ne consideră. Antreprenorial. Aici discutăm despre un global. După război s-a discutat despre soarta omenirii, foarte intens. După care mai puțin s-a mai discutat această temă. Acum se reia puțin tema, dar destul de puțin interesantă pentru... Deci am vorbit de global, iată viitorul regional cu Europa, cu NATO. Nu o să insist prea mult, dar am aici, iată, multiple futures project, a fost prin 2009 și sunt... toată lumea vorbește despre Uniunea Europeană, dar am găsit o carte, viitorul federalist al Europei. Sunt anumite grupuri care gândesc așa, că Europa poate deveni federalistă. Este un punct de vedere. Un scenariu posibil. Viitorul național. Pe mine mă amuză că proiectul susținut de viitorul României. E foarte bine. Da? Nu discutăm despre viitorul personal. Pentru că prospectiva se referă, de fapt, la nivelul statului. La nivel personal este o altă discuție. Noi discutăm direct problema noastră cu divinitatea, dacă suntem credincioși, sau cu evoluția noastră în viață. Pe când pe noi ne interesează la nivelul statului. Și atunci treburile se schimbă.
Pentru că înainte de la o decizie, indiferent câte variante ai, eu am pus numai 5, pot să fie și 500 de variante, trebuie să faci o analiză cât de mică. Cu excepția doamnelor care trebuie să ducă să-și cumpere pantofi și aici e o treabă foarte complicată. Da. Și acum să încerc să vă explic ce este prospectiva. Trecutul, așa cum ați văzut, este cunoscut, stabil. Este bogat în evenimente. Știm de pe vremea lui Decebal Ștefan cel Mare și înainte de 1918, tot este retrospectivă. Momentul prezent, eu l-am gândit ca și, nu sunt fumător, dar ca și jarul țigării. Deci aici avem posibil viitor și ce rămâne în urma noastră este scrumul deciziilor noastre. Pentru că este o întreagă poveste cu deciziile. Noi luăm decizii în fiecare moment. Toate acestea au influență. Dacă la un moment dat a fost Olimpiada, parcă de la Pekin, și au fost niște manifestări la Paris și vreo 2000 de chinezi s-au dus în fața unui magazin francez din Pekin și au zis, noi nu mai cumpărăm de la voi. Deci fiecare chestie cât de mărută contează. Problema este că viitorul nu este simetric cu trecutul. Nu știm ce va fi peste 20 de ani, peste 50 de ani, peste 100 de ani. Hai să, toată lumea, România centenar, hai să vedem România peste 100 de ani. Sau să ne imaginăm. Toată lumea dă din numeri. Normal, pentru că de ce mai multe ori, nici noi nu știm ce vrem să facem peste 10 ani. Dacă nu te interesează și am avut discuții cu mulți tineri care i-am întrebat ce faci după liceu, ce faci după facultate și au zis, nu știu. Păi dacă tu nu știi, nu te mai interesează statul. Nu contează care stat, da? Și atunci, ce facem? Mergem înspre viitor cu spatele ca la barcă. Dar putem analiza ce se întâmplă, cum ar putea să ajungă România în 2118. Este o provocare sau există posibilitatea de a analiza așa ceva. Prospectiva are metode de analiză. Am avut o discuție cu un coleg de-al meu, măi, este cineva care face analize pe termen lung, zice, eu fac. Ah, m-am bucurat. Și zic, ce metode folosești? Întrebare, ce metode? Zice, eu fac. Zic, mulțumesc, am înțeles. Iată conul viitorilor posibili. Sunt viitoruri probabile, preferabile, și aici la preferabil noi confundăm destul de frecvent preferabilul, fiecare își dorește altceva, cu probabilul, cu plauzibilul. Și fiecare din aceste este un scenariu posibil. Mai există și scenarii care țin de surpriză. Și aici putem vorbi despre surpriza strategică. Este și imaginea mai încolo. La Pearl Harbor a fost o surpriză strategică. Nu s-au așteptat că vor fi atacați deși au fost semne. Seamănă foarte mult cu un copac. Această încrengătură a viitorilor posibili. Iată. Am luat decizia numărul 1. Mergem pe ramura asta, decizia numărul 2. Toată zona asta dispare. Ea a existat virtual, ca posibilitate, dar în momentul când am luat decizia, trecem la următoarea. Și tot așa la infinit. Nu întâmplător, domnul profesor, este un fractal. Nu? Seamănă foarte mult cu un copac, dar iată copacul generat matematic și iată cel de natură. Ceea ce nu mi-este mie clar și poate fi un domeniu de studiu, de ce se oprește aici? Deci există o varietate de
posibilități, dar limitată. Prospectiva încearcă să treacă dincolo de zidul prezentului și de variantele care ne blochează. Prospectiva înseamnă analiză. Atenție, analiză pe termen lung. 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani, 100 de ani. Când vorbim de analiză, după ce am analizat, trecem la acțiune. Acțiunea înseamnă strategie. O să auziți de foarte multe ori, strategie, 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 și fotbaliștii au câte o strategie pentru meci, nu știu care, s-a demonetizat. Termenul de strategie, nu există termenul de strategie militară. Strategia este strict militară. S-a luat în... Deci avem rădăcinile militare ale democrației, rădăcinile militare ale strategiei și ale prospectivei. Și o să vă arăt și de ce. Deci strategia înseamnă acțiune pe termen lung. Și iată rădăcinile militare ale prospectivei. După al doilea război mondial, șeful forțelor aeriene, generalul Arnold, a pus problema strict militară, ce trebuie să facem în următorii 20 de ani pentru a avea supremația aeriană față de un inamic probabil. Era evident că era URSS-ul. Acum noi, când lucram exerciții indiferent la ce nivel, nu mai spuneam inamicul, spuneam un adversar ipotetic. Ipotetic. Și nu se adresează militarilor, ci se adresează matematicienilor, probabiliști, care, împreună cu firma Douglas Aircraft, au dezvoltat toate metodele de analiză prospectivă care sunt și în ziua de astăzi. Marea majoritate. După o asemenea experiență, armata americană n-a mai plătit studiile, dar cei de acolo s-au reunit într-o organizație non-profit, era păcat de toată munca să se risipească. Și rezultă, ce spuneam eu, de surpriza strategică și ruptura strategică. Ruptura strategică este o surpriză strategică care nu mai permite reveniri. Surpriza strategică la Pearl Harbor nu înseamnă că este victoria, și s-a și dovedit că nu este egală cu victoria Japoniei. Iată că ruptura strategică, prin folosirea unei tehnologii nemai întâlnite, duce la o alt nivel al războiului despre care nu mai poți să mai dai înapoi. Și am văzut consecințele și în ziua de astăzi. Eu discut problemele de război pentru că războiul are influența lui în toate domeniile vieții sociale și iată, Rand Corporation există și în ziua de astăzi. Ce au făcut? S-a creat Institutul Hudson și este Herman Kahn, unul din clasicii prospectivei, care ce-a scris? Să ne gândim despre ceea ce este de negândit. E cam greu de tradus în românește. În 1980. Despre războiul termonuclear și următorii 200 de ani. E complicat să îți pui problema ce va fi peste 200 de ani. N-am citit cartea, dar aici fac o paranteză. Cu documentația stăm prost. Deci toată bibliografia sau foarte multă bibliografie despre prospectivă nu prea găsim, din păcate, la noi. Am început ceva destul de să mai facem. Gândirea viitorului, modalități neconvenționale. Școala franceză este în paralel, sunt aceleași metode, dar pornesc de la un filozof și iată, fenomenologia timpului, prospectiva, și iată principiile. Atenție, atitudinea prospectivă. Nu discutăm despre analiză prospectivă, despre atitudine. Să vezi departe, să vezi larg și cuprinzător, să analizezi în profunzime, să-ți asumi riscuri și să te centrezi pe om. O viziune umanistă.
La anglosaxoni nu există așa ceva, ei au făcut metodele, le aplică și cu asta sunt mult mai pragmatici. Există o întreagă bătălie pentru termeni. Școala franceză vorbește de prospectivă și eu când prezint vorbesc și eu de prospectivă pentru că rădăcinile sunt latine. Anglosaxonii vorbesc de foresight. Foresight-ul este aproape prospectivă, dar nu este prospectivă. Sunt chestiuni de nuanță la care nu insist acum. Iată, civilizația noastră se agață cu îndârjire de fascinația trecutului. Despre viitor, ea nu faci decât să viseze. Am avut un slide scris despre vise premonitorii. Tot legătura cu divinitatea, pentru că divinitatea trebuia să comunice viitorul și interesant că în această carte Istoria divinației în Antichitate, grecul pune problema logică. Dacă nu știe viitorul, înseamnă că nu este zeu. Interesant. Și atunci trebuia să fie căi de circulație a informației, noi am spune baza de date, acum, prin anumiți oameni aleși și am găsit și mi-am pus problema și în creștinism, este un atribut al Harului Divin și am găsit că darul prorociei este unul din darurile Harului Divin. Nu este singur. Mie mi s-a părut prima dată extraordinar. Sunt și altele. Iată, Bertrand de Jouvenel, cel bătrân, Hugues de Jouvenel și François. Sunt trei din aceeași familie, toți trei sunt prospectiviști. Unul din clasicii prospectivei școlii franceze. Au înființat acest institut futuribil, există și în ziua de noastră, futur, viitor și posibilități. Au unit cele două cuvinte, posibil viitori. Ei discută despre viitori posibili. Iată că arată cam așa. Problema este că toată această copac al viitorului posibil se termină în momentul când se ia decizie. Ajungem de-abia acum la analiză prospectivă. Este introdusă de Jérôme Monod, care este, iată, într-o structură de stat. Primul minister care a introdus analiza prospectivă a fost Ministerul Apărării din Franța. Există și acum. Dar, odată, a fost un anumit tip de prospectivă, nu intru în detalii, dar a fost o prospectivă tendențială. Până când? Până în momentul în când a avut loc șocul petrolier și decidenții au spus, mi-ați spus prostii, n-ați sesizat această evoluție, nu mai am nevoie de voi. Și de asta s-au dus, prospectiviștii s-au dus pe institute de studii independente. Da. Michel Godet, am o poveste interesantă, eram la Paris și, apropo de cafea, eram cu un francez care se ocupa de dezvoltare durabilă și mi-a făcut cunoștință cu domnul Godet. Și spune, cel mai mare prospectivist, și eu am pus cea mai idiotă întrebare, ce e prospectivă? Și el mi-a răspuns, c'est du rien, nu-i nimic. Și după ani am găsit acest manual de prospectivă strategică la Institutul Cultural Francez de la Iași și de aici o întreagă poveste, de asta sunt aici, pentru că, iată, foresight-ul are și el definițiile lui. Este axat pe evoluția științei, tehnologiei, economiei și societății. La prospectivă discutăm mai mult despre treburi sociale decât despre treburi tehnologice. Iată, produce cel mai mari beneficii economice și sociale. Nu găsesc morala nicăieri aici. Pentru că e o problemă. Morala. Fac comparație între
principiile lui Machiavelli, în care pentru stat nu există morală, pot fi orice mijloace utilizate, și învățătorul Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Oamenii au preferat calea imorală. Au zis că au succes cu așa ceva. Iată, știință, tehnologie și societate. Asta este definiția Comisiei Europene. Comisia Europeană are o structură care urmărește exercițiile de foresight. Nu insist pe generații pentru că e prea târziu. Am mai vorbit despre domeniile de analiză, securitate și apărare care m-au interesat, economie, mediu, toate sunt legate între ele. Prospectiva tehnologică este una din zonele care pot fi analizate. Nu este singura. Prospectiva socială și cred că există foarte important componenta psihologică care toată lumea o cam evită. Iată universități din toată lumea, din păcate la noi nu se predă prospectivă. Domnul profesor știe, pentru că nu este în curicula universitară. Săptămâna asta am vorbit cu cineva care a făcut studii de prospectivă în Copenhaga și a vrut să predea, să a învățat ceva. De ce facem cu ce am învățat? Și mi-a spus comandantul, ce-ți intră în cap, mai dă și la alții. Nu se poate pentru că nu există, neexistând, nu sunt specialiști și de aici. Am învățat la școală despre, am învățat toți istorie, dar prospectiva care este opusul, nu. Deci noi nu învățăm despre viitor nimic la școală. Interesant. Sunt centre de analiză și aș dori să vă spun că unul este la Manchester și o să revin. Iată, organizații profesionale. Vă atrag atenția asupra acestei organizații și acestea. NASA, bineînțeles, și Consiliul Național de Intelligence. Sunt mult mai multe. Eu am pus câteva. Și iată aici programe. Organizații non-guvernamentale. Și primele două sunt RAND Corporation și Houston Institute și al treilea Clubul de la Roma. Metodele prospective. Sunt 33 de metode, calitative, cantitative, semi-cantitative. Nu intru acum în detalii pentru că nu vreau să vă încarc, dar wild cards, SWOT, unde ești? Când nu te văd acum. Chiar nu văd. Metoda Delphi. În cinstea oracolului de la Delphi. Interesant. De fapt, este un panel de experți, modul în care se conduce o astfel de discuție între experți. Discutăm despre experți și nu numai. Sunt tehnici de interogare, de conducerea discuțiilor de grup, toate acestea duc la iată, brainstorming-ul și rezultă niște concluzii. Prin diverse, fiecare metodă în parte are limitările sale. Are avantaje și dezavantaje. Și o metodă este în format A4, cam atâta de groasă, cum se face. E complicat, trebuie să aibă cineva răbdare să se specializeze în așa ceva și dacă noi nu facem astfel de analize, pentru că nu avem specialiști. Nu ai specialiști pentru că n-au analizat, n-au învățat metoda și așa mai departe. Metodele explorative, extrapolările au fost folosite în perioada prospectivei tendențiale, când toată lumea a spus că va crește cu 5%, 2% cât o fi crescând. Am făcut și noi și au făcut și cei din vest. Interesant că cele două blocuri au fost mai apropiate
din punct de vedere al managementului decât ne-am închipuit. Noi spuneam conducere științifică, îi spunea management, dar principiile erau la fel și multe altele. Și s-a văzut în anii 70, pentru că o să vedem și de ce. Metodele normative, hai să vedem unde ajungem. Și acum, viitorul este o chestiune de voință, trebuie să fac, eu când am ieșit la pensie, am auzit trebuie de foarte multe ori și deja acest termen îmi produce o reacție negativă, dar într-adevăr trebuie, este un act de voință, vreau să fac ceva. Și eu pun întrebarea, bani avem sau mijloace avem, e mai complicat. Construim drumul spre viitor posibil, pentru că putem veni, mergem spre viitor, de la trecut, prezent, viitor, sau mergem de la viitor către prezent. Depinde. Aici se pot, este biunivocă, pe când la teoria aceea a fluturilor, care explică teoria haosului, spune că un fluture care dă din aripi creează, știm, creează o furtună. Dar o furtună nu poate să-l facă pe un fluture să dă din aripi. Deci este cu singur sens. Iată metoda scenariului după Godet. El înglobează mai multe tipuri de analiză, analiza structurală și vorbim de variabile cheie interne și externe ale domeniului analizat și ale mediului în care acest domeniu există. Mai discutăm despre analiza strategiei actorilor și aici la actori discutăm despre cine pe cine determină. Actorul A determină reacția actorului B, actorul B pe C și așa mai departe. E foarte interesant. După ce se fac toate aceste analize ale domeniului analizat și a mediului în care acest domeniu își desfășoară, există, vor rezulta scenarii. În armată, de regulă, când îi dai variante comandantului pentru a lua decizia sau hotărârea, îi spui trei variante. Cea mai periculoasă, cea mai probabilă și o a treia variantă. Pentru că el cu trei variante poate să lucreze și să spună luăm decizia asta. Și în general decidenții au nevoie de treburi destul de simple, dar aici rezultă mii de scenarii diferite. Repet, mii de scenarii diferite. Ceea ce este complicat pentru orice decident să spună gata, aplicăm scenariul 3260. Nu merge. Este nefezabil. Dar analiza trebuie să existe. Iată ce mi-a rezultat mie aplicând programele care sunt pe net. Și aici am trecut actorii, am trecut variabilele și mi-a ieșit o treabă foarte complexă la care urma să adunăm mai multe grupuri și să discutăm scenariile posibile. Am făcut o analiză privind evoluția armatei României. Interesant că, de exemplu, foarte important este Ministerul de Finanțe, care dă sau nu dă banii pentru înzestrare. Dar nu este suficient să ai tehnologie dacă nu ai omul pregătit și dacă toți lucrează ca o echipă. Este în NATO este termenul de capacități. Da? Iată câteva cărți, zic eu, importante. Manual de prospectivă tehnologică este făcut la Manchester, dar este tradus în Brazilia. Brazilienii au un centru, au un pol de studii prospective foarte puternic. E aceeași treabă, de fapt. Prospectiva strategică, am vorbit despre ea.
Iată un tânăr cercetător, Rafael Popper, care a unificat toate metodele de analiză și a creat ceea ce se numește diamantul metodelor prospective sau de foresight. E, în momentul de față este la Manchester. Iată tipurile de viitor. E mai complicat, dar există și așa zisa inginerie prospectivă. Îți pui problema pentru a analiza un domeniu, ce metode folosești. Și atunci începi să cauți metodele care sunt cel mai apropiate de ceea ce vrei să realizezi. Iată că rețeaua europeană de monitorizare a exercițiilor de prospectivă, iată câte sunt numai pe securitate. Lista este mult mai lungă. În perioada analizată, în România au avut loc două exerciții de prospectivă. Primul a fost condus de Adrian Curaj, sau coordonat de Adrian Curaj, a fost proiectul ROST. În aceeași perioadă, în Anglia, a fost vreo 64. O să discutăm puțin despre ce s-a întâmplat cu studiile despre viitor în România. Primul nu este niciun analist prospectiv, este străbunicul meu, dar am vrut să arăt că noi, ca popor, avem o serie, un mod de a aborda viitorul. Destul de optimist. Solomon Marcus, revenim cu ceilalți. Ce spune Mircea Malița, care putem să-l considerăm patriarhul studiilor prospective în România? Pentru că el a adus pe toți în România, pe toți cei, o să vedeți. Ce-o fi, Dumnezeu știe. Clasic, da? Deci, viitorul este al divinității, dar sunt împăcat cu chestia asta. Vedeți, în Miorița, și de-o fi să mor, el este împăcat cu soarta. Nu se luptă ca Prometeu împotriva sorții sau cu Oedip. Și a spus cineva interesant că, de fapt, nici nu moare ciobanul. Este posibil să fie omorât. Și atât. Este o posibilitate. Ce-o fi, o fi. Dar acest, sau om trăi și om vedea, este o calmitate sau o acceptare a evoluției. Și este importantă, pentru că, indiferent de ce s-a întâmplat, noi am rămas. Mulți zicem că suntem în urmă, că da, suntem în urmă, dar am rămas. Popoare au dispărut. Suntem un popor foarte vechi și am rămas și am rămas. Un lucru interesant sunt solomonare care făceau prognoze meteo și nu numai. E o întreagă poveste aici. Numai o prezint. Iată, gromovnicile sunt foarte populare, sunt întâlnite peste tot și interesant că primele gromovnici au fost tipărite de către Episcopia Română de prin Alba Iulia, cred că din Transilvania. Deși e o chestie păgână, dacă vreți. În 1817, iată. Urmează ceea ce cunoaștem cu toții, hai să spunem, oameni care încearcă să gândească viitorul României. A urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri, e vorba de Baruch Ștefănescu de la Vrancea, nu de Ștefan cel Mare, dar noi am acceptat că Ștefan cel Mare a spus chestia asta. Moștenire, creșterea limbii românești și a patriei cinstirii, Năchiță Văcărescu. O altă abordare. Sunt precursorii analizelor prospective, dacă vreți. La trecutul-ți mare, mare viitor. Iată că Eminescu spune că noi am avut un trecut mare. Mare viitor, acum președintele Statelor Unite zice make America great again. Când a mai fost America mare? Aici e o altă problemă. Pentru că suntem în an centenar, începutul primului război mondial. Puțini ofițeri de statul major general de atunci au gândit
ipotezele de atac sau de conflict cu vecinii. Exista un tratat secret între regatul României și Imperiul Austro-Ungar. Îl știa regele și primul ministru. De neagresiune, cum am spune în zilele noastre. Dar acești oameni au zis, hai să facem și varianta asta. Și au făcut-o și exista în documentele statului major general de atunci sau mare stat major această ipoteză, care a notat o Z, ultima. Iată că realitatea a fost ca această ipoteză, cea mai puțin probabilă, să fie și cea reală. Ce s-a întâmplat după aceea, știm. Există o școală românească de prospectivă, deși multă lume nu știe ideea. Mircea Malița, în această carte, are un mic capitol prospectivă. Vorbește cum i-a cunoscut pe clasicii prospectivei, deci iată că prospectiva este ceva foarte nou, după al doilea război mondial. E un domeniu nou. Deși prospectiva dinainte de prospectivă a văzut că e are rădăcini foarte lungi. Noi avem tendința să spunem totul este acum inventat, dar de fapt treburile sunt foarte vechi. Pentru că discutăm, de exemplu, despre riscuri și amenințări la adresa securității și apărării României sau NATO sau ce vreți dumneavoastră. Și am găsit în acatistul Maicii Domnului scrie să ne ferească Dumnezeu de molimă, de foc, de sabie, de războiul cel dintre noi. Deci, nu e nimic nou. Mircea Malița era ministru educației și se întâlnește cu ministrul educației din Anglia, care era Margaret Thatcher la vremea aia. Margaret Thatcher îi citise cartea, avea câteva cărți scoase și le-a citit. El a lucrat la ONU, după care a fost membru în Clubul de la Roma și v-am vorbit despre primul raport al Clubului de la Roma care spune limitele creșterii și el vorbește despre educația fără limite. Nu mai știu exact cum. Iată că o schimbare de paradigmă. Ia inițiativa formării unei școli românești de prospectivă, vorbește cu și creează la Universitatea din București un laborator de studii prospective. Acum este foarte greu să găsești ce au făcut oamenii aia acolo. Deci, există și o prospectivă marxistă. Tot pe linie franceză, acest Léon Lavallée a fost machisard, a luptat în rezistența franceză, a fost economist și a lucrat cu guvernul vietnamez și cu guvernul Cubei și le-a făcut planuri economice. Dar ideea de bază este că marxiștii sunt primii prospectiviști, că așa cum au zis ei, așa s-a întâmplat. Toți cei care fac prospectivă spun foarte clar că noi nu prezicem viitor. Faci analiză și spui ce s-ar putea întâmpla. Unele din scenarii pot fi urmate sau faci, se prepară, viitorul se prepară, îi zic. Iată că avem și noi cel care arată direcția și interesant că viitorul planificat n-a funcționat. N-a funcționat. Iată creșterile economice care le știm. Ce polul de cercetare a fost înainte de 89? Acest laborator de cercetări prospective care s-a transformat după aceea în Centrul Internațional de Studii Metodologice Prospective. Pentru puțin timp. Un centru de studii al sistemelor, CPK, care va aduce în România toate tehnicile de management de nivel internațional și s-a văzut în anii 70, pentru că directorii erau pregătiți la CPK, după care vizita în Coreea de Nord și în China și
s-a schimbat paradigma. Nu, directorul nu trebuie să fie manager, trebuie să fie activist de partid. Există o comisie de studiu a viitorului la Academia Română care, după părerea mea, cam nu prea funcționează, colecția idei contemporane, care nu mai există astăzi. Iată ce a rezultat din laborator. Metode tendențiale vectoriale, extrapolare statistică fără curbe, grafuri aleatoare cu memorie și așa mai departe. Nu le-am găsit. Nu mai știu. Cine urmează să caute? Mihai Boteza a fost cel care a scos primul curs de prognoză, n-a spus curs de prospectivă, este curs de prospectivă. N-a spus prospectivă pentru că era vorba de viitoruri multiple și nu mergea cu linia oficială care zicea că este un singur viitor. A ales să fie dizident și știm ce s-a întâmplat cu el, a fost desființat acest laborator și nu s-a mai vorbit de prospectivă și nici în ziua de azi nu prea se mai vorbește. Din păcate. Iată cărțile lui Solomon Marcus, Metode matematice, problematica dezvoltării. Mircea Maliță a făcut și metode matematice de analiza conflictelor, pe care nu le-am găsit. Colecția idei contemporane, iată, Progresul în om, Bertrand de Jouvenel, unul din clasicii școlii franceze, Alvin Toffler, toată lumea îl cunoaște, Dialoguri despre viitor, Ionită Olteanu, nu știu nimic, nu știu nimic cine e persoana, nu, dacă dai căutare, nu găsești nimic. Și megatendințele în Nesbitt. Deci au fost, s-a vorbit despre acestea. Pavel Apostol și în ziua de azi este citat de către prospectiviștii francezi. Spune că este marxist, dar îl citează. Momentul de glorie sau astral al studiilor prospective în România a fost în 72. A treia conferință a științelor despre viitor are loc la București. Este fabulos ce s-a întâmplat atunci. Primul la Oslo, al doilea la Kyoto, al treilea la București. București sau România a fost pusă pe harta studiilor despre viitor. Cu acest... Iată, specialiști din 39 de țări, 8 zile, 275 de rapoarte. Interesant că viitorul comun al oamenilor, tema a fost dată de Galtung, apare de-abia în 76. Și o să vedem și de ce. Dintre invitați vedem oameni pe care îi găsim, sau repet, sunt clasici. Clasici. Herman Kahn, Eleonora Massini, Isărescu povestește de Herman Kahn, era student și atunci era miracolul japonez. Și zice, cum vedeți dumneavoastră cine va fi următorul lider? Toți s-așteptau să spună Japonia. Zice, nu. Japonia? Nu. Și a spus China. Deci, în 70 și ceva a spus China. Ce a văzut? Interesant. Pentru că sunt unii oameni vizionari. Și unul dintre ei a fost generalul de Gaulle, care pe aeroportul din București a spus, era 68 cu ce se întâmpla în Paris, nu știu dacă seamănă ce se întâmpla atunci, dar nici atunci nu știau ce vor, a spus să ne întâlnim într-o Europa unită de la Atlantic la Ural. În 78 avea o viziune. Aurelio Pece este cel care a fondat Clubul de la Roma. Interesant că în carte găsești care sunt activiști de partid și care sunt specialiști. Iată ce spune reprezentantul RSS. Explozia prognostică din anii 60 a dat naștere unei vaste literaturi, proclamând nașterea unei noi științe a viitorului, viitorologia, care este îndreptată în mod limpede împotriva marxism-leninismului. În urma declarației de la București, s-a propus înființarea unei federații mondiale de studii a viitorului sau a viitorilor. La noi e mai greu de discutat despre viitori.
nu sună bine românește. Noi vorbim despre viitor în general. Dar ei, alții spun viitoruri. E mai greu pentru noi. Există și în ziua de astăzi, are sediul la Paris, între fondatori apare și Mircea Malița, iată-l. Iată. Mircea Malița aici, Bertrand de Juvenel, Eleona Massini. Studii prospective în domeniul apărării nu ne interesează pentru că, de fapt, aplicația acestei de prospective în domeniul militar a fost scrisă de, din punctul meu de vedere, de niște politruci, dar prognoza și conflictele îi vedem la autori pe toți cei care erau în acest laborator de studii prospective. Botez, Diaconescu, Dumitriu. Iată declinul. Nu mergea cu viitorul unic. Și acum discutăm despre renaștere după 89. Este un exercițiu prospectiv 2005-2006, proiectul ROST, ca temă rolul științei în societate. Și cum spuneam la început, analiză și urmează acțiune sau o strategie. Iată că a apărut Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013. Nu știu cât s-a aplicat, dar s-a făcut analiza, după care a urmat strategia. Nu suntem singuri. La francezi, Carta Albă a Apărării, una din cărțile albe ale apărării, care practic Strategia Națională de Apărare, au fost scrise după un an de exercițiu prospectiv. Și Sergiu Tamaș, Prospectiva Socială, vreau să o republic la editura Prospecții. Au mai fost câteva, dar slab. Deci nu ai găsit bibliografie. Astea sunt câteva traduceri și Etica în afaceri, o abordare prospectivă, dar în carte nu găsești nimic despre prospectivă, de fapt. Există un grup prospectiv, l-am găsit pe net, care e cam șters. Institutul Prospectivă, iată că vedem tot sub coordonarea lui Adrian Curaj. Colegiul Național de Apărare, acolo se discută și chiar am fost săptămâna trecută, se discută și probleme de prospectivă din punct de vedere al securității și apărării. Un alt pol este SRI-ul prin Ionel Nițu cu analiza de inteligență, Ars Analytica și Ghidul Analistului de Inteligență și Costinel Anuța, care în momentul de față este la o structură a Uniunii Europene. Metode de analiză, chiar dacă sunt centrate pe un anumit domeniu. Foarte important. Iulian Chifu face o analiză prospectivă a crizei ucrainene și dă șase scenarii, pozitive, negative, optimiste, mai puțin optimiste. Noi, ca militari, nu ne punem problema variantelor optimiste. Discutăm pe variantele, punem rău înainte. Nici prea mult rău nu e bun. Iată că Millennium Project, de care am vorbit, are un nod și în România. Domnul Adrian Pop este directorul nodului România. Iată, o parte din studii sunt comandate de NATO și v-am arătat și Multiple Futures. Elisabeth Florescu, tot la Millennium Project și o vedem alături de fondatorii Millennium Project, Jerome Glenn, Theodore Gordon și Elisabeth Florescu în fiecare an. Florin Munteanu cu semințele pentru altă lume și Basarab Niculescu transdisciplinaritatea. O nouă generație. Sunt tineri care profită de faptul că suntem în Uniunea Europeană din plin și circulă la studii peste tot. Iată, la Rand Corporation am găsit doi
tineri români. Barabasi cu teoria rețelelor, și acum are formula, nu? Ultima lui carte, este din Odorheiu Secuiesc, cred că. Da. Silvia Ferescu, și interesant, utilizând teoria rețelelor, rețele de corupție în țările postcomuniste, captura statului în Ungaria, este o analiză făcută cu... Și Lucian Fogoroș și Carolina Rudnitsky au înființat în Statele Unite un centru de analiză. Fac o paranteză, citesc destul de frecvent revista Sinteza, o revistă scrisă de sociologi, extraordinară, pentru că acolo găsești date. Deci analiza are la bază niște date sociologice. Și un număr a fost dedicat viitorului. Am citit-o cu plăcere din scoarță în scoarță, n-am găsit termenul de prospectivă și nici termenul de foresight. Aurelian Briea a participat la această carte Wireless Foresight, făcută în Suedia, și Diana Stafie Parfeni, care a înființat la București Future Systems Thinking și care a studiat prospectivă sau foresight în Copenhaga. Ce se poate face? Ceea ce facem și noi în seara asta, să spunem că există prospectivă, că există acest domeniu care poate analiza pe termen lung. Sunt metode de analiză. Este foarte important să dezvoltăm această cultură prospectivă. Deci ceea ce a fost inițial, atitudinea prospectivă, să gândim la viitor, să gândim la viitor, instruire de specialiști în țară e mai greu și v-am spus și de ce, pentru că deocamdată nu există în curricula universitară, pot fi create structuri specializate în prospectiva strategică la nivel național și departamental, e mai complicat, tot așa, pentru că lumea nici n-a auzit și atunci, dacă nu știe despre ce e vorba, nu are cum să creeze astfel de structuri, pentru că nu este interesat. Și, în final, să lăsăm în urma noastră viitor, nu numai trecut. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, să-i salut pe toți cei care sunt online și sărbători fericite. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc și zic că avem totuși încă un pic de timp pentru niște întrebări pe care le putem pune. E un domeniu extrem de important, el începe cu asemenea, să zicem, tatonare, sigur, rădăcini există, nu se inventează totul de la zero, dar se schimbă semantic sensul, se completează, se dezvoltă. O să vedeți, dacă vă uitați la toate înregistrările cafenelelor de-a lungul anului ăstuia, că sunt elemente care se așează într-o anumită arhitectură, fără să fie în mod special un anumit program inițial. Au venit niște oameni, au întins o mână, au venit în zonă, s-au lăsat niște urme, dar acum putem să începem să le așezăm, așa că prima întâlnire, care va fi probabil în ianuarie, cam după 20 ianuarie, o să fie un fel de retrospectivă cu mici secvențe din fiecare element în parte puse într-o altă ordine. Iar ordinea ar putea să fie, și o să încerc să o structurez vis-a-vis de această, să zicem, paradigma complexității, care de fapt fondează foarte multe teorii sau multe metodologii care aduc, să zicem, partea logică, rațională a faptului că se poate face o asemenea abordare, că există nu numai metode matematice de extrapolare într-un fel sau altul a unor lucruri cunoscute, ci efectiv o dezvoltare a acelei proprietăți numite intuiție, acelei proprietăți de interacțiune cu o realitate profundă prin metode mai ciudate, cum ar fi radiestezia, lumea nu își dă seama ce potențialități poate să aibă omul în a lua legătura cu partea asta informațională, pentru că noi n-am postulat-o, n-am avut o teorie pentru treaba asta, dar vă spun din experiență, ne-am avut în Academia Română, la Geodinamică, un personaj foarte important cu mare talent în radiestezie, am trăit acest fenomen,
Noi mergeam cu aparatura de geofizică pe teren și duceam cât un senzor magnetic, care era cam câte 80-90 de kilograme, o bobină aia mare, ca să facem măsurători, să facem tomografii magnetice, și el se stătea cu pendulul sau cu nuielușa și făcea niște hărți care ajungeau până la 90-95% în acel lucru. Aproape era un fel de încercare de validare. Ba mai mult de atâta, dacă nu era urât afară, nu venea pe teren și făcea acel lucru pe o hartă. Deci nici măcar nu pot să-mi imaginez ideea că am o interacțiune într-un câmp oarecare când mă mic pe suprafață. Pe hartă e doar informațional. Și am trăit asta. Și am făcut deja chiar niște metode de validare și niște metode tehnici de identificare, dacă vreți, a capabilității unor persoane, pentru că am constatat, din, mai ales cu tinerii cu care am lucrat, cu studenții, cam 20% din cei testați aveau această abilitate. Cum apare? De ce apare? Ce presupune? O să vedeți că ortofizica lui Drăgănescu definește toate aceste etape care fac posibilă interacțiunea cu o lume informațională, cu o lume generatoare, care este în definiție încă de perioada lui Aristotel, care ne spunea că în realitatea asta este generată de o realitate mai profundă, tot ce se mișcă e realitate de ceva care nu se mișcă, care nu are spațiu, nu are timp, și care a fost upgradată de către Drăgănescu și nu numai de Drăgănescu, de tot ce înseamnă fizica modernă. Deci începem să avem argumente ca intuițiile pe care le-am tot cules de-a lungul timpului, marile deschideri sau marile idei pe care sau afirmații pe care unii oameni cu anumită sensibilitate, să zicem, anumiți, unii le ziceau proroci, alții le ziceau eventual inițiații, alții spuneau oameni cu har sau, știu eu, sfinți, reușeau să le spună într-o cheie relativ metaforică, a cărui decodare o aveam de cele mai multe ori de-abia după ce se întâmpla evenimentul, și care, într-un fel sau altul, a început să fie citită din ce în ce mai exact. Știm, începem să știm ce am putea avea informație, ce tip de informații putem avea, ce gen de informație decelabilă, nu informații care le punem noi de obicei, dacă o să câștig la loto, dacă mă căsătoresc anul ăsta sau nu, adică nu informații de genul ăsta, ci informații de tip trenduri. De aceea spuneam că un joc de cuvinte, omenire are omenire, interesant să o înțelegem, și trendurile în omenire sunt cumva elemente care pot fi mediate prin asemenea interacțiuni. Iar emisfera dreaptă e o surpriză întreagă, de exemplu există un material, o să încerc să-l aduc în discuție data viitoare, e un film în care se fac niște experiențe prin câteva persoane care au avut de suferit în urma unor crize de epilepsie și ca să nu ajungă într-o stare pur și simplu de criză majoră cu risc de viață, s-a făcut o operație mai particulară de secționare a corpului calos. Corpul calos fiind trunchiul care leagă cele două emisfere și face legătura dintre o parte rațională, să zicem, algoritmică și o parte de trăire. Și au devenit niște subiecti interesanți din punct de vedere al studiului celor două emisfere și a apărut un lucru pentru prima dată măsurabil, și anume faptul că în emisfera dreaptă se poate face o inducție fără să fie conștient personajul că s-a indus o idee, o temă, în timp ce emisfera stângă, dintr-o dată, capătă sens să dezvolte într-o formă personală acea idee, ca și când el îi vine o idee și este dintr-o dată foarte personală și este determinată, de fapt a fost injectată din exterior. Și au apărut experiențe și anumite experiențe în care ne punem întrebarea mai profundă ce e liber arbitru. De aceea, în discuțiile pe care le puteți vedea acum în științe, în neuroștiințe, cu aparatura care o avem acum, începem să dăm la o parte niște mistere care, într-un fel sau altul, au fost dintotdeauna explicitate, luate prin credință, luate prin experiență, luate prin, știu eu, niște sentimente de transcendență a normalului, care într-un fel sau altul, pe măsură ce tehnologia ne-a băgat în pragmatic, ne-am depărtat. Dar pragmaticul a ajuns la asemenea nivel de studiu, de asemenea nivel de senzoristică, de mod de procesare, de explorare cantitativă și prin măsurători, încât începe să poată reflecta la alt nivel gândirea umană, omul în esență, diferența dintre om și haina în care e băgată de mamifer, nu e numai partea asta de metabolism și de supraviețuire, ci sunt niște lucruri puțin mai subtile. Așa că eu îmi doresc ca săptămâna viitoare, adică în anul viitor, să putem trage o concluzie. Vom încerca într-un grup care s-a format și sunt încântat că deja începem să vorbim de un grup în Brașov,
care să valorifice un pic toată baza asta de date a cafenelei. Sunt sute de ore de înregistrări cu anumite persoane care fiecare a încercat nu să aducă exhaustiv prezentarea domeniului, că nu se poate. Domeniul ăsta, dacă facem, începem numai să-l dezvoltăm în idee, cred că ne trebuie ca să generăm un fel de curiculă sau un fel de plan tematic de difuzie în social sau de pregătire, ne trebuie încă un an de zile. Dar măcar să știm că există. Și acum cu acest grup încercăm să facem o sinteză. Avem niște prezentări, avem o bibliografie asociată, ați văzut că sunt o grămadă de PowerPoint-urile astea vor fi și sunt în principiu disponibile chiar prin stop cadru pe filmul respectiv, se pot lua mai departe cuvintele cheie, poți să începi să faci fiecare o anumită sondare a informației care vorba aia există și prin asamblarea ei să putem genera niște tendințe, niște trenduri de prospectivă, de strategii potențiale pentru această zonă geografică numită România, care traversează o perioadă extrem de ciudată, în care, repet, nu mai are acces la sol și subsol, pentru că nu prea mai are proprietate solul și subsolul, nu prea mai are acces la industrie, pentru că industria a fost demontată, fabricile demontate. Deci, cu alte cuvinte, dacă ai face o prezentare sau o extrapolare naturală, obișnuită pe ceea ce vedem, nu prea avem viitor, pentru că și ni se induce chestia asta în mod special. Noi o inducem fără să vrem, așa e în România, nu se poate construi în România, toată lumea e așa o stare defetistă, dar s-ar putea ca pe acest fundal să putem prefigura o cu totul altă deschidere. Și ce am putea face? Păi să aliniem într-un fel sau altul predecesorii noștri. Aici s-a discutat de unul din ei, Malița, care are o carte esențială, 10.000 de culturi, o singură civilizație. Este o carte care a făcut, cum să spun, a dat o mare valoare zonei de clubului de la Roma. Este integrată și printre puținele cărți românești traduse și integrate în multe limbi în sens de prospectivă, 10.000 de culturi, o singură civilizație, care sugerează că această zonă geografică ar putea să aibă un cu totul alt destin, un cu totul alt parcurs. Și de fiecare dată spun două lucruri. Ultima carte a academicianului Drăgănescu, care numai filozof nu se poate spune, în sensul că electronica și tot ce înseamnă automatică și toată partea pragmatică în România este fondată de acest om deosebit, fondatorul inclusiv a ortotehnologiei, rezultat și a ortofizicii, el asta spune, societatea conștiinței. Deci, cu alte cuvinte, noi am putea să facem apoi de cartea asta care am tot încercat să o structurez, semințe pentru altă lume, să construim sămânța pentru societatea conștiinței. Și spuneam că ar fi interesant doar un, cum să spun, măcar un model de țară. Cum ar arăta un model de educație, un model de țară în societatea conștiinței? Numai o lucrare de genul ăsta, o sinteză de genul ăsta, dacă noi am putea să o emanăm din grupurile care se formează în Brașov, ar putea să fie o deschidere, căci celelalte zone fie sunt într-un conflict prea mare, fie sunt într-o situație în care încă merge industria clasică și nu vor face aceste eforturi. Noi avem un moment de criză în care dacă nu suntem atenți, din popor devenim populație, și din populație dispărem în siajul valului, integrați de alte zone. Sau putem să străpungem. Toată e o problemă de ambiția unor grupe. Iar ambiția mea e să fac din Brașov zona sămânță pentru altă lume. Închei cu cuvintele lui Anton Dumitriu, care spunea românului nu-i lipsește idealul, mărimea lui problema. Deci poate în 2018-19 ne propunem un ideal comun a celor care au mai venit la cafenea sau celor care ne ascultă în momentul de față online pe internet, să definim câteva direcții strategice pentru o societate de altă factură, mai aproape de om, mai aproape de valorile lui, mai aproape de legătura lui cu astrobiogeofizica, mai aproape de transcendența pe care mintea umană o poate avea, mai aproape, paradoxal, de trecut, dar nu un trecut memorat în istoric numai de frumusețea istoriei, ci folosind de esența din istorie pentru a ne proiecta în viitor. Așa că, deocamdată, închei aici pentru cafeneaua din seara asta, pentru cei care ne urmăresc pe internet. Le mulțumim pentru că ne-au urmărit de-a lungul timpului. Avem un grup destul de mare, între 2 și 3 mii de persoane ne urmăresc în fiecare întâlnire, ceea ce înseamnă că avem deja o sală, chiar dacă în sală sunt mai puțini oameni, de fapt, sincron cu noi, sunt câteva mii. Asta e avantajul, să zicem, pe care această gândire IT, această formă de tehnologie ne-o permite.
și încercăm să ne formăm un grup, dacă sunt doritori pe internet care încearcă să ne ajute sau doresc să intre în echipa aceea de sinteză. Sunt sute de ore de înregistrări care putem să extragem câteva idei fundamentale. Fiecare om care a prezentat ceva aici a avut fraze sclipitoare și fraze obișnuite. Să putem să le extragem acele fraze care sunt adevăr, care merită, le catalogăm și simpla așezare a frazelor respective după diferite teme pot fi, de fapt, elemente de motivare, de deschidere, de imaginare a unor teme de studiu pentru masterate, pentru eventual și o societate care încearcă să se miște altfel. Așa că le mulțumim celor care ne-au urmărit, îi mulțumim domnului profesor, domnului prietenului, nu ne mai dăm funcții și așa, prietenului nostru și vom încerca să facem un centru de știință prospectivă și în România, sunt convins. Mulțumim și pe curând!